și toți credincioșii de pe fața Pământului care se strâng în numele Lui astăzi în casele de rugăciune, care sunt acasă și poate sunt țintuiți în patul de suferință, să ne rugăm pentru ei, să conștientizăm că suntem într-un duh cu toții. Un puritan spunea odată că creștinismul este religia păcătosului. Și sună dur, pentru că noi ne place să strigăm de bucurie, să ne bucurăm cu Domnul, să mergem cântând pe cale. Și când vin cântări de-astea de genul "Nu-i singur Iuda vinovat", "Iartă-mă, Doamne, nu sunt nimic, sunt praf și țărână", încep să înțelegi că dacă nu realizezi că ești așa, nu vei întinde mâna de pe har. Dacă nu realizezi ce ești, în ce te-ai născut, în ce stare ești, despărțit de Dumnezeu, nu vei aprecia la justa valoare harul. Și dacă nu realizezi că nu poți face nimic să ajungi acolo ce a făcut Hristos totul la cruce, nu o să faci decât să tocești pingelele pe la adunare. Și atunci mă unesc și eu și cred că și dumneavoastră cu acest puritan care spunea creștinismul este religia păcătosului. Iertat. Amin. Avem în față astăzi un subiect care așa a făcut Domnul să vină în completarea ceea ce am auzit până la această oră. Cred că ați văzut că tematica zilei a început cu vina noastră. Păzește-ți ochiul, dă-ți mădularele în slujba Domnului. Fratele Vio ne-a dus și ne-a spus, vezi vinovăția. Și astăzi aș vrea să citesc două bucăți de versete, dacă vrei să le afișez, te rog. Două bucăți de versete și să vi le reamintesc că le știți, sunt convins și pe de rost. Răscumpărați vremea căci zilele sunt rele, spunea aproape cu 2000 de ani Sfântul Apostol Pavel celor din Efes și ne spune astăzi 14 august 2022, anul de grație al Domnului, ne spune nouă în izbânda, credincioși din izbânda, răscumpărați vremea că zilele sunt rele. Ne impacientezi, frate, și tu și Sfântul Apostol Pavel și Duhul Sfânt și Dumnezeu. Nu, e religia păcătosului care trebuie să înțeleagă că lumea aceasta n-are nimic în credincios. Cum spunea Domnul Iisus Hristos, cel rău n-are nimic în mine. Amin. Și al doilea verset de pe ecran, citat din Sfânta Scriptură, vă spuneam bucată de verset. Iată ce vreau să spun fraților, spunea apostolul celor din Corint. De acum vremea s-a scurtat. Astfel că mesajul de astăzi aș vrea să se numească timp răscumpărat. Timp de valoare. Timp investit. Timp prețuit. Timp investit cu rost și cu impact veșnic. Vom vedea astăzi că timpul este scurt și o să vedem și de ce și vedem ce spune Scriptura, nu un om, cu toate că experiențele noastre despre acest subiect și aceste subpuncte ne stau mărturie. Timpul este prețios, nespus de prețios, este ireversibil, nu se întoarce niciodată și nici nu stă pe loc. Și este determinant, determină veșnicia noastră. Aș vrea să vă spun că mi-am amintit și am ținut să spun lucrul acesta, că în înțelepciunea lui de om, se spune că și credincios, unul din părinții fondatori ai Statelor Unite Americii, Benjamin Franklin, spunea așa, citez, cele mai dificile trei lucruri din această viață sunt 1. Să păstrezi un secret, 2. Să ierți și 3. Să profiți de timp. Sunt convins că i-au trecut în inimă omului ăsta. Sunt convins că l-au lovit în moalele capului la o vârstă când a spus, așa cum și Eclesiastul la o vârstă vine și spune, mă uit în spate și toate sunt deșertăciune și goară după vânt. Sunt convins că și noi ne uităm la primele două, a păstra un secret și a ierta. Și imediat ajungem inevitabil toți la aceeași concluzie. Din cauza firii pământești care încă se mai zbate în noi, știm să clevetim și să nu ținem un secret. Ce ne-a fost încredințat, confidențial. Sau știm să îl purtăm sâmbetele unuia și altuia fără să-l iertăm. Și spunem, Doamne, astea se datorează firii pământești. Dar cum rămâne cu al treilea, a profitat de timp. Tot din cauza firii pământești care se luptă noi. Nu știm să trăim timpul la valoare maximă. Pentru Hristos, pentru gloria lui Dumnezeu și mântuirea sufletelor noastre și bucuria noastră veșnică.
De foarte multe ori, cei ce sunt întorși de curând la Dumnezeu spun, da, sună iurea să trăiesc numai pentru gloria lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu, pentru Hristos, pentru El, dar pentru mine când mai trăiesc? Și nu înțeleg că, de fapt, când trăiești pentru gloria lui Dumnezeu, când trăiești pentru frumusețea lui Hristos, de fapt, atunci ești împlinit. Atunci ești fericit și îți merge bine, spunea psalmistul. Am folosit, pentru început, ca temă introductivă, câteva traduceri ale acestor versete. Și ascultați-mă frumos ce frumos spun autorii, pentru că sunt foarte actuale și se apropie de la 1920 și cât a fost Cornilescu, se apropie încoace în limbajul nostru. Și spune o traducere așa: fraților, să folosiți timpul cu maximă eficiență pentru că trăim zile grele. Am încheiat citatul. O altă traducere spune așa: folosiți bine timpul favorabil pentru că zilele sunt grele. O alta spune: profitați la maxim de orice prilej ce vi se ivește în față să faceți bine. Stoarceți capul lămâie orice ocazie, trăiți timpul cu folos. Și o ultimă traducere spune: folosiți orice ocazie pe care o aveți pentru că zilele sunt rele. Iar versetul al doilea din Corinteni pe care l-am citit spune în traducerea aceasta nouă: fraților, vreau să vă spun că timpul aproape a expirat. Nu știu, dar e clar, suntem convinși, credem că Sfântul Apostol Pavel nu avea cuvântul ăsta în vocabular acum, dar noi îl avem. Timpul e petrecut. Mai e puțin nisip în clepsidră. Știu că poate vă spune și chiar am un punct în cuvântul de astăzi, când tinerii vor spune, auzi ce, să vorbească fratele Sami la 70+, să vorbească fratele Filip la 90+, să vorbească alții, eu mai am în clepsidră. Vom vedea că nu e așa. Nu e deloc așa. Și o mare, mare minciună a diavolului să înțelegi lucrurile distorsionate, să ajungi la concluzia, mai am timp. Cum spune, cred că în Proverbe, sper să nu greșesc, leneșul zice, să mai pun puțin mâinile pe piept, să mai modinesc un pic, să mai mijesc ochii un pic și ajungi să sărăcești și să mori în mizeria ta. Știi ce se întâmplă? O carte bună, cu toții citim cărți și ne plac diferitele cărți, o carte bună are prefață. În prefața aia, dacă te uiți, afli lucruri care sunt o pregustoare a cărții. Afli lucruri interesante, îți dă niște hituri și îți dă niște capete de ață autorul, care te ajută foarte, foarte mult în a-ți face poftă de carte. Ei bine, eu am numit timpul răscumpărat, despre care vom vorbi astăzi, l-am numit prefața veșniciei. Și mi-a plăcut enorm să văd că și alții îl numesc așa, în scrierile lor, în ideile lor, prefața veșniciei. Veșnicia nu are început, nu are cuprins, nu are viitor, ea este pur și simplu. Nu putem să înțelegem noi, învățați cu unități de măsură palpabile, cum e cu veșnicia. Dar înțelegem că timpul nostru limitat, este prefața veșniciei. Așadar, timpul fiind o mare binecuvântare de la Dumnezeu, îmi permis să încep cu un lucru care poate ustură. Să spun așa, ori de câte ori această mare binecuvântare este irosită în viața ta, în viața mea, în viața bisericii, știți că vorbim și la general de multe ori, acesta este un furt la adresa lui Dumnezeu. Aș îndrăzi să spun că este o crimă, frați și surori. Și să spun de ce. Ați auzit de multe ori expresia asta: ce faci? Mai omor și o timp așa un pic. Mai ar gazul, spune românul înțelept ce noi. Ar gazul de pomană. Asta înseamnă că iei binecuvântări din palma și din mâna lui Dumnezeu și îți bagi joc de ele. Păi lasă că eu ard gazul meu. De ce ard gazul tău? Sunt responsabil pentru tine? Nu, fiecare în dreptul lui este un mic criminal. Are mici acțiuni și activități ucigașe. Când? Când omoară timpul, inutil. Apoi și acum ce să facem în timpul ăsta? Să stăm numai la biserică? Să mergem în misiune? Să mergem să... Cine are pe inimă în funcție de talentul lui, să meargă cum îl îndeamnă inima. Dar eu astăzi vreau să trag un semnal de alarmă asupra acelui lucru care nu poate fi considerat egoism. Să spese de inima ta și de sufletul tău. Veșnic. Noi spunem așa că până și copiii pot deveni pentru noi idoli. Și Domnul Iisus ne spune, cine își iubește mai mult mama, tata, copilul, averea, decât pe mine, are o problemă. Deci eu stau și mă gândesc, dacă eu mă iubesc mai mult pe mine și veșnicia sufletului meu, mântuirea sufletului meu, sunt egoist? Aș îndrăzi să spun, chiar dacă poate mulți se grăbesc să judece expresia asta. Nu suntem egoiști. Pentru asta a murit Hristos, să te vadă mântuit. Iubește să te vezi mântuit. Și de aici ai să vezi. Și cum? La Hristos. Și cum? De la Hristos. Și cum? La cruce.
du-te în relație cu crucea și iubește crucea pentru că ai să vezi cum ți se împlinește visul cu ochii văzându-te mântuit. De aceea cine taie din timpul vieții lui, irosește din timpul vieții lui, da? De fapt fură pe Dumnezeu și săvârșește o crimă. De-aia că poate ustură. Noi avem în traducerea aceasta cuvântul a răscumpăra. Răscumpărați vremea. Răscumpărați timpul. Timp răscumpărat. Dar uitându-mă în aceste traduceri, uitându-mă și în Cornilescu, am zis, Doamne, cum aș putea să formulez eu o definiție a cuvântului răscumpărat să fie adaptată zilelor noastre, să o înțeleagă oricine, și cel de 14 ani și cel de 70. Și a spus așa, răscumpărarea este folosirea atentă, cu grijă și înțelepciune, cu maximă eficiență, cu orice prilej de care l-are în viață, spre înaintarea împărăției lui Dumnezeu, gloria sa și mântuirea sufletului uman. Amin. Timpul, toate aceste acțiuni de mântuire, de glorificare a lui Dumnezeu, se petrec pe fondul faptului că timpul este limitat și pe sfârșite. Cele două versete le-aș explica așa, dacă m-ar întreba cineva, și astăzi, în fața dumneavoastră, le explic în acest fel. Am spus că o să-l luăm pe rând. Și a spune prima oară că timpul este scurt. Frați și surori, prieteni dragi, este scurt ceea ce îl face foarte valoros. Nouă ne plac lucruri de valoare și nu vrem să purtăm un ceas care este chici, nu vrem să mergem cu tramvaiul și mergem și noi cu mașina, da? Nu-mi place să mă îmbrac nu știu cum, nu-mi place să mănânc mâncare care îmi cauzează, vreau și eu lucruri bune și valoroase. Dar, caracteristica unei mărfi, a unui produs, a unei resurse rare, este următoarea. Este foarte prețioasă. Gândiți-vă foarte bine și chiar mă amuzam, dar e râsul plânsul de fapt, scriindu-mi pe notiță ideile, cum au dispărut la un moment dat din supermarketuri și făină, și orez, și hârtie igienică. Vă amintiți? La comandă. Dar de ce? Că cineva a știut să spună, nu o să mai fie. O să fie foarte rare, o să fie foarte scurte, o să fie lipsă de resurse. Uitați-vă la chimera asta și mi-asum ce vorbesc. Chimera asta care tinde să devină o marotă, rostogolită în mediul public. Nu mai avem resurse, se sfârșește pământul. Înțelegeți? Și ce fac oamenii? Se bulucesc toți, pentru că înghit chimera. Și aș face de aici un subiect, dar nu mă opresc aici și să spun doar atât. Că Domnul Dumnezeu, Creator a tot și toate, al Domnului este pământul și cu tot ce este pe el, știe bine să-și regenereze și resursele, și cerul și pământul. Știu că omul în păcătoșenia lui a murdărit pământul, l-a poluat, așa este, așa este. Astea nu-s minciuni, dar știe Domnul să nu-i scape ceva din mână. Știe Domnul să spună, mi-ați nenorocit pământul și eu sunt neputincios să mai fac ceva. Nu, al Domnului este pământul cu tot ce locuiește pe el. Și mă opresc aici cu explicație despre acest lucru. Am vrut doar să scot ideea aceasta. Resursele sunt limitate. Haideți să ne bulucim. Să luăm toată drojdia din supermarketuri. De ce? Pentru că a știut să intre aici, cum spuneau frații dimineață, în minte. Aici e problema. Eu sunt vinovat. Aici. Că a știut să intre cineva aici. N-a intrat Duhul Sfânt. N-a intrat siguranța. N-a intrat cuvântul lui Dumnezeu care spunea am fost tânăr și am îmbătrânit și n-am văzut pe cel necredincios fără drojdie. Și fără hârtie igienică. Și fără pâine. Și dați buluc toți acolo pentru că nu mai exist eu în mintea voastră. Sau nu mai ocup eu primul loc. Și vă petreceți timpul în ritmul și în felul lumii. De-aia vă buluciți. Pare să spună Domnul Dumnezeu. Ei bine, am punctat și am insistat un pic pe ideea aceasta. De ce? Pentru că iată, omul știe să fie preocupat de ceva valoros și redus când îi se spune corect. Dar omul nu mai înțelege astăzi că timpul este scurt, e puțin și pe ăsta nu-l răscumpără deloc. Vedeți cum s-au întors valorile? Vedeți ce a făcut păcatul adamic de atunci încoace? Nu știm. Stăm pe telefon, stăm în televizor, stăm în parc, nu știu, ne relaxăm foarte bine și relaxarea e de la Domnul. Dar e numai o relaxare viața noastră. E tot o relaxare. Și aici mă refer la ce spuneam, spre gloria lui Dumnezeu, slava și prețuirea Domnului Iisus Hristos și mântuirea sufletelor noastre. Să nu uităm și ultima parte. Nu sunt un om care contemplă gloria lui Dumnezeu în natură și atât și eu nu sunt mântuit. Mă duc și contemplu pe Dumnezeu ca să ajung la jertfă, la Hristos să pot fi mântuit. Lucrurile sunt
scurte. Și mărturii acestei scurtimi, dacă îmi permiteți termenul, da? Mărturii acestei scurtimi ne sunt propriile vieți care se scurg și pentru unii deja s-au scurs, nu știu pe unde. Asta e cea mai bună mărturie, însă și existența noastră. Unde ne sunt părinții pentru unii? Unde ne sunt prietenii? Unde ne sunt frații de adunare? Că văd aici câteva scaune pe care știu cine stătea acum câțiva ani când am venit eu în izbânda. V-am spus că v-am căutat ca izbânda până să vin aici să văd cine este izbânda. Și am căutat pe net și v-am găsit când ați aniversat aici, în locul acesta, 100 de ani. Mă uit acum, cel puțin jumate din cei care au vorbit atunci nu mai sunt. Și care au fost invitați atunci aici. Existența noastră, scurtimea timpului, ne stă mărturie că viața se duce și e puțină. Foarte puțină. Și Domnul Iisus spune la un moment dat, câtă vreme acum trebuie să lucrez acum, câtă vreme mi-este dat. Nu am două misiuni, am una. Domnul Iisus Hristos știa, i s-a spus că are 33 de ani și un pic. Trebuie să facă maximă eficiență atunci ca să te scape pe tine, pe tine și pe mine. Și pe toți cei ce vor crede. Poate vom zice, și citez acum din 2 Petru capitolul 3, poate vom zice unii sau poate vor zice alții, și aș vrea să fie alții, bineînțeles, auzi frate, lasă-mă, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adunit părinții noștri, toate rămân așa cum erau la început de zidirii, de când mă știu copil la adunare, tot mi se predică treaba asta, mai lasă-mă cu asta. De-aia spun că mi-aș dori să fie alții, dar mi-aș dori să nu fie nimeni. Numai că Scriptura spune că, și am ciuntit acest verset, spune așa, în plenitudinea lui. Înainte de toate să știți că în zile din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri care vor zice unde e făgăduința venirii lui? Unde? Dacă nu m-ați intrat în cap gândul ăsta, băi, dar nu fi totuși creștinismul ăsta o mare păcăleală? Să știi că ăla este gândul unui batjocoritor plin de batjocuri. Scriptura o spune prin Sfântul Apostol Petru în a doua sa epistolă călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Poate vom spune așa. Poate vom spune că de 2000 de ani se tot zice așa. Nu de când sunt eu copil, de 2000 de ani. Măi, de 2000 de ani se spune același lucru și nu se mai întâmplă odată? De unde spui tu, frate, că e timpul scurt? De 2000 de ani vorbim. Dincolo de explicația pe care o dă tot Petru și spune, măi, aveți grijă cu timpul ăsta, că la Dumnezeu altfel bate ceasul, gongul e altfel. Cu clipele voastre, miile voastre de ani, miile voastre de ani și clipele la Dumnezeu, nu vă jucați cu asta. Pe lângă explicația asta, eu aș vrea să spun celui care vreodată ar gândi așa. Frate, soră, prieten drag, gândește-te la ceva. Dacă de 2000 de ani se zice până astăzi când trăiești tu, îți dai seama că te-ai apropiat cu 2000 de ani de impact? Îți dai seama că te-ai apropiat cu 2000 de ani de momentul când se va întâmpla? Îți dai seama că ieri nu era atât de aproape cât ești astăzi? Îți dai seama că acum 2000 de ani erau unii aproape de venire, că și ei credeau că în timpul vieții lor va veni răpire. Și acum, acum, ești cu 2000 de ani în timpul tău mai aproape? Sunt convins că realizezi, dacă ți se spune, citești în cuvânt și ești călăuzit și judeci duhovnicește cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să trec prin trei mari proroci cu cât un verset, dacă mi-i îngăduiți. Isaia, Ieremia, Ezechiel. Și auziți ce spuneau oamenii, nu cu 2000 de ani, cu 2800, 2000 și mai mult de ani în spate. Spuneau așa. Și spune Domnul prin proroc, prin Isaia, Isaia 5. Vai de cei ce trag după ei nelegiuirea cu funile minciunii și păcatul cu șleaurile unei căruțe și zic. Ia auziți ce spune. Să-și grăbească, să-și facă lucrarea iute, ca să o vedem. Să vină odată hotărârea Sfântului Israel, să se ducă la îndeplinire ca să o cunoaștem. Hai odată, arată-te, Doamne, hai, dacă ești Dumnezeu, hai, știi ce, hai, gata, haide. Știți tu, genul ăsta nu de îndrăzneală, de tupeu? Eu mă mai amuz așa câteodată cu Teodor când merg în mașină și mai văd câte unul așa pe banda 2, banda 1, care oprește mașina și se dă jos nervos la celălalt, hai mă să vedem. Și din mașina coboară unul de 2 metri. Și zic, prieten, ai greșit? Ai greșit? Urcă repede mașina și du-te la treaba ta. Ei bine, stau și mă gândesc așa, hai să vină o dată Sfântul Israel, să vină. Omule care citești versetul ăsta și poate ți-l asumi, gândește că și pe vremea lui Noe l-au crezut nebun, că a lucrat 10 sute de ani la o corabie când era afară, câte grade ori fost, 40 de grade. Și până la urmă a plouat. Gândește că și lui Iisus Hristos, Domnul, i-au spus, n-ai nici 50 de ani și vii să ne dai nouă lecții? Ce școală de rabine ai? Ai făcut scaune și mese toată viața. Cine ești tu? Și până la urmă, Hristos Domnul a murit pentru ei. Și până la urmă Domnul Iisus Hristos se va întoarce. A fost 400 de ani liniște în Israel și n-a mai vorbit nimeni. Și trebuia să vină Mesia. Și până la urmă Mesia a venit. Dumnezeu nu se lasă batjocorit.
Amin. Niciodată. Timpul este scurt. Ce spune Ieremia? Plânge. Vindecă-mă Tu, Doamne, și voi fi vindecat. Mântuiește-mă Tu și voi fi mântuit, căci Tu e slava mea. Ei simțiți bogetul. Și continuă. Iată, ei, îmi zic, ei cine? Ăia care trăgeau cu funile minciunii și cu șleaurile căruților, ăia care au batjocoritori, plini de batjocură, iată, ei îmi zic, unde este cuvântul Domnului? Să se împlinească, dar! Iar Ezechiel spune așa, vorbind, citând prin el, Domnul Dumnezeu, fiul omului, ce înseamnă acest cuvânt de batjocură pe care îl întrebuințează în țara lui Israel? Două puncte. Urmează. Zilele se lungesc și toate vedenile rămân neîmplinite. Eu aveam un prieten, ne întâlneam la diferite cursuri, de-aia spus că aveam, stă în Cluj. Și cu limbajul acela dulce de ardelean îmi spunea un dat când eu încercam să-i spun, hai să ne grăbim că nu mai avem timp, el vrând să-mi spună, stai liniștit că e timp, stai liniștit că până la două avem timp, sau știți? El îmi spunea, no tu, Crist, e tânără vremea. Mie îmi plăcea, știți cum spunea el așa, și avea și optimismul. La el tot timpul era super lung, niciodată nu se grăbea. Poate mă grăbea prea mult. Dar mi-am dat seama că unii așa spun, zilele se lungesc, e tânără vremea, avem timp. Ce dacă am 50 de ani? Până la 80-90? Omule, gândește bine. Nebunule, spune în altă parte. În seara asta vom trage linie. Nu te juca. Păi ce, am 20. Mai multe piei de miei decât de oi în cimitir. Niciunul dar să nu se joace cu cuvântul lui Dumnezeu. Cum s-au jucat oamenii aceștia. Zilele se lungesc și toate vedenile rămân neîmplinite. Și acum ce intervine Domnul și spune? Domnul Dumnezeu zice, voi face să înceteze acest cuvânt de batjocură și nu se va mai întrebuința în Israel. De aceea spune-le, zice Domnul Dumnezeu, se apropie zilele și toate vedinile se vor împlini, se apropie scadența. Nu trebuie să facem neapărat studii scatologice, cu toate că sunt foarte bune, dar sunt complicate. Nu trebuie neapărat să facem studii din Apocalipsa, să înțelegem când vine. Hai să calculăm. Hai să vedem când. Intrăm și ne... rătăcim. Eu doar trebuie să știu că azi trăiește ca și cum ar fi ultima zi. Trăiește azi ca și mâine de ochii cu Domnul Iisus Hristos. Și spunem la din cântările astea, ce iubești, dragul meu? Și cum vei da odată ochii, privirea cu Domnul Iisus Hristos? Vă amintiți cântarea? Spune Domnul Dumnezeu în continuare, căci nu vor mai fi vedenii mincinoase, nici prorocii înșelătoare în mijlocul casei lui Israel, căci eu, Domnul, voi vorbi. Și când vorbește Dumnezeu, tună. Și când Dumnezeu zice, dar ascultați mai departe. Voi vorbi, ce voi spune se va împlini și nu va mai fi amânat. Subliniez acest lucru și continui. Da, în zilele voastre, casă de îndărădnici, voi rosti un cuvânt și îl voi împlini, zice Domnul Dumnezeu. M-a lovit între fruntari și nu va mai fi amânat. Acum înțeleg eu de ce este ofuscată la care spune de 2000 de ani nu se întâmplă. De ce e ofuscată la care spune de 2800 de ani scrie în Ieremia și nu se întâmplă. De ce? Că Dumnezeu amână. Nu că a uitat de tine. Nu că nu există Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ține și încă amână. Ca să întoarcă tot și nimeni să nu piară. Ca să împlinească Ioan 3:16. Nu va mai fi amânat. Atenție, spune Dumnezeu. Voi vorbi și nu vă mai pune frână. Vine vremea când voi... ridica șleaurile, când vă ridica stăvilarele. Acum stă harul între mine și voi, ca să fi terminați cu toții. Stă Hristos între mine și voi. Stă sângele Lui și vă acopere și sunteți acoperiți. Există un har universal peste planeta asta. Peste criminalii acestei lumi. Există un har. Trăiesc prin har, respiră și se trezesc prin har. Încă Dumnezeu ține frână, ține palma. Și va veni vremea când toate vor fi trase. Și dreptatea lui Dumnezeu, urgia lui Dumnezeu, necazul cel mare, vor veni la justa lor valoare. Și nu sunt amenințări, sunt realități. Este și logic și drept să fie așa. Un Dumnezeu atât de drept și să fie atâtea mizerii în lumea asta, e clar că ceva îl ține pe loc. Ce? Dragostea lui pentru oameni să pocăiască. Că un Dumnezeu atât de drept, fără să aibă un stăvilar, ar fi pârjol aici. N-a mai existat niciunul. Nici biserici n-ar mai exista. Multe biserici n-ar mai exista. Multe biserici. Spune Domnul Iisus Hristos așa, lăsându-i pe ăștia care spunem că sunt din altă tabără. Hai să coborâm în tabăra noastră, vreți? Hai să intrăm în adunarea noastră, hai să intrăm în noi, fiecare. Și spune Domnul Iisus, vegheați dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul. Să știți dar că dacă ar ști stăpânul casei, la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea,
și voi fiți gata. Când, Doamne, de mâine? În semestrul următor? După ce facem Revelionul, începând cu ziua, prima zi de anului viitor? Fiți gata acum! Acum, e imperios necesar acum! Și voi fiți gata că și Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Păi trăim o revoluție a gândirii. Voi vedeți cât de deștepți sunt copiii ăștia de mici. Vezi ce vremuri trăim și câtă... ce expansiune are gândirea. Cum adică nu gândesc? Nu te gândești la aia. Va veni în ceasul în care mintea ta va fi atât de împărțită și răsfirată la tot ce este în lumea asta, mai puțin la un singur lucru. La venirea Domnului, la ceasul în care va veni. Și acum subliniez din nou. Dar dacă este un rob rău, spune Domnul nostru, un rob rău, care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină. Stăpânul robului acela va veni în ziua în care nu se așteaptă și în ceasul pe care nu îl știe, că n-a fost atent la el, îl va tăia în două și soartele va fi ca soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Și zic amin, că e dreptatea lui Dumnezeu. Dar ce vreau să subliniez? Că avem de față aici în față un rob care știe, care cunoaște și care înțelege. Este un rob și are un stăpân. Și Domnul spune, și robul acela este în casa stăpânului său. E un rob rău, dar e în casa stăpânului său. Și el se pronunță așa, stăpânul meu încetează. Deci el nu este un păgân care vorbește despre Dumnezeu. El e în casa lui Dumnezeu, dar e un rob rău. Realizăm în ce capcoană poate să pice credinciosul din biserica creștină evanghelică, oricare ar fi ea, să fie un rob, să fie în casă, să fie un rob rău, să zică, lasă-mă, Dumnezeu e bun, tai liniștit, nu mai spune asta, că impacientezi adunarea. Înțelegeți? Sau am trăit eu până acum, păi mai trăi eu și până acum. Ăsta e un rob rău. Spune, păi stăpânul meu să bovește, Domnul Iisus Hristos o spune. Cine zice așa e un rob rău și unde se află? Păi la plimbare, nu, e în casa Domnului. Stăpânul meu zăbovește să vină. Stăpânul meu Iisus Hristos, Domnul, în care eu spun că am crezut și cred, în numele căluia mi-am demonstrat mărturia botezului, întind mâna la masa Domnului și mă rog cu frații, postez cu frații, acest stăpân zăbovește. Eu nu știu de fapt că el se abține și amână momentul impactului. E groaznic. Avem față, am spus, un rob care știe, cunoaște, înțelege și totuși, și totuși. Și vin în întărirea celor spuse cu un verset din Luca 12, spus de Domnul Iisus. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri, Luca 12, 47. Domnul Iisus Hristos, citez, am încheiat citatul. Știe voia stăpânului său, nu se pregătește și nu lucrează pe voia lui. Lasă-mă că Dumnezeu e bun. Acum eu dacă mi-am mărturisit păcatele, o să vină, o să fie bun și o să zică gata, mai te iert că sunt bun. Știi voia lui și nu te pregătești. Nu te pocăiești, nu te zmerești. Nu plângi și nu stai în sac și în cenușă dacă e nevoie. Nu stai la piciorul crucii și spui, Doamne, nu sunt nimic. Nu singur Iuda e vinovat de sângele ce s-a vărsat. Era strofa a doua, mi-am notat-o aici pe agenda, spune, iartă-mă la una din cântări. Pentru timpul meu trecut, spunea strofa 2, iartă-mă, pentru timpul meu trecut, fără rodul ce l-ai vrut, iartă-mă că am fost, și să nu zic un apelativ acum, am fost un rob rău, poftim, ca să mă leg de cuvintele Domnului Iisus. Pentru timpul ce l-ai vrut, fără dragostea, cu jar, Doamne, iartă-mă tu iar. Și zic amin, să ne ierte Domnul, căci fără iertarea lui avem iarăși o problemă veșnică. Poate vor spune și mă legam de cei care sunt tineri și vă spune, Doamne, sunt tânăr, mai e timp. Eu vreau doar să trag un exemplu. Au existat oameni în Scriptură care au trăit sute de ani. Încercuse să fac un calcul, dar trec peste pentru a economisi timp, să fie cu folos. Unii spun, pentru că se termină cartea Iov, cu Iov a mai trăit după încercarea lui 140 de ani, unii spun că a trăit total 140, alții că a trăit mai mult cu 140, cum redă gramatica textului, dar m-a impresionat o traducere ortodoxă, Bartolomeu Anania, care spune așa, după încercarea aceea a mai trăit Iov 170 de ani, de toți anii săi au fost 248 și a văzut pe fiii săi și pe fiicele sale. Nu contest nicio traducere, credeți-mă, n-am autoritatea necesară. Nu sunt un scrib, nu sunt un studios, nu sunt un teolog. Dar dacă Iov a trăit 140 de ani, 200 sau 248, eu stau și mă gândesc, băi, câtă viață a avut și Iov, Isofiloa și ăstuia, patriarhul Iov, desăvârșitul Iov, dar auziți ce scrie el? Căci numărul anilor mei se apropie de sfârșit și mă voi duce pe o cărare de unde nu mă va întoarce.
Simțiți regretul lui? Până și ăsta la 248 de ani vine și spune: ah, ce scurt a fost viața. Înțelegeți? Iov își permite să scrie și scrie sub călăuzirea lui Dumnezeu următorul verset în Iov 9:25. Zilele mele largă mai iuț decât un alergător. Fug de parcă ar fi, fără să fi văzut fericirea, de parcă ar fi corăbile cele iuți, ca vulturul care se repede asupra prăzii. El la 248 de ani, să zicem că vorbea acum în timpul încercării lui, da? Deci mai avea 140 ceva după, 170 după. El vine și spune: ce scurt a fost viața. Ce scurt e timpul și ce valoros îl face scurtimea lui. Domnul să ne înțelepțească. Al doilea lucru ar fi așa. Este prețios și spun pentru că nu știm cât va mai dura. Am încercat să definim acum și să vedem. Îi dă valoare faptul că e scurt? O resursă că e puțină o face valoroasă? Drojdia din magazin devine centru căutării. Eu asta și m-am gândit. De câte ori am cumpărat eu drojdie? Niciodată nu m-a trezit mama, nici Claudia să cumpăr așa ceva. Și acum era centru căutărilor în supermarket. Deci, faptul că e puțină o face valoroasă. Dar faptul că este prețios este pentru că după ce că e puțină, nici nu mai știi cât de puțină e. După ce că e scurtă viața, nici nu știi când se sfârșește. După ce că e puțină, nici nu știi cât va mai dura dacă mai apuc. Și nu vreau să fiu melodramatic acum. Dar nu știu dacă apuc să termin predica asta, așa e? Dumneavoastră nu știți dacă mai apucați masă de prânz. Eu stau și mă gândesc la cei de care aminteam aici. S-o fi gândit unul că a plecat la Domnul când s-a trezit în ziua respectivă. Diseară nu mai apuc apusul soarelui. S-o fi gândit ziua de mâine nu mai apuc. Nimeni n-a știut asta. Nimeni n-a știut și nu va ști vreodată lucrul acesta. Conchidem că timpul este scurt, dar nu cunoaștem cât de scurt este. Valoarea îi crește prin tocmai această iminență a sa. Viața, vedeți, de multe ori ne contrazice. Dar ne și confirmă multe lucruri. Și existența noastră, spuneam că tocmai asta confirmă. Că se termină când nu știi, nu știi pe unde s-a scurs. Eu recunosc că dacă mă întrebați acum poezia din clasa a doua, poate vă recit. Că așa era când eram copil. Dacă mă întrebați ce am mâncat ieri, nu mai știu. Dacă mă întrebați cum s-au dus cei 45 de ani de viață, mulțumesc la fel și dumneavoastră în continuare, nu știu pe unde s-au scurs, credeți-mă. Mă uit la copiii mei că s-au făcut atât de mari și când am venit aici, erau mai mici. Și când am plecat din Târgoviște, de parcă erau mai mici. Și când mă luau o poză și văd că erau, se încălțau invers. Unde s-au dus? Unde este? Nu știm. Și cum s-a dus până aici, se mai uce și ce a mai rămas. Nu mai zic încă pe atât. Nu mai zic încă pe atât. Căci nu știu. Există consemnări, dragilor, ale... Doar întreagă îți spun lucrul acesta, că aveam un exemplu concret despre Voltaire, dar mă rog. Există medici care au asistat un muribund ateu și au zis: în viața mea n-am să mai asist un muribund ateu în ultimele lui clipe de viață pe pământul acesta. Au rămas îngroziți, cutremurați de agonia și de disperarea și de strigătele de ajutor după care le aveau oamenii ăștia pe patul de moarte. Și medicii au spus: ce mi-a rămas în cap când omul s-a țipat pe patul de moarte era următorul lucru. Dacă aș fi știut că mor azi, dacă aș fi știut, și urla și zbiera. V-am spus eu odată, și doar amintesc întreagăt, că în județul Dâmbovița din care provin, un primar foarte bogat, om politic, mă rog, a ajuns foarte bogat. Nu era un exemplu de moralitate, era foarte bogat. Un coleg al meu s-a dus, fiind din același oraș, la pat la el, mai avea câteva zile. Fusese în Turcia, făcuse transplant de. Făcuse tot ce se putea. Și i-a spus colegului meu: dragule, profitul meu lunar este de 42.000 de euro pe lună. Ții minte și acum. Deci dincolo de cifra de afaceri, că era extraordinară. Profit, îmi rămâne profit, 40, aș da tot, spunea, să mai dea Dumnezeu un an de trăit. A rămas crucit așa, de ce un an? De ce nu să-ți dea viața înapoi? Sau tângea după un an de zile. E un caz real, eu m-am cutremurat și v-am spus acum două, trei vorbe, dar povestea e lungă. Și a murit după o săptămână. Și am rămas cu gândul la ce vreau să vă spun astăzi. Dacă aș fi știut că mor anul ăsta, tădeam mai în spate și făceam ce vreau să obțin în anul ăsta care mi-l doresc să mi-l dea Domnul acum. Înțelegeți regretul lui? Dar n-a știut iminența timpului, expirării lui. Ei bine, eu vreau să spun de pe pagina Scripturii că există un om care a știut când moare. Există un om care
căruia mi s-a spus că după 5475 de zile va muri. Există un om care i s-a spus așa, mă, tu începi și numără. 5475 de zile și la ultima zi vei muri. Știți cine a fost? Cel, cum a spus și fratele Cristi, cel care dacă înmulțești 15 ani cu 365, aș lua 5475. Cel care i s-a spus să-ți mai dau 15 ani să trăiești. Acum, exemplul lui aș vrea să ne fie nou exemplu de bună purtare, știți cum se spunea în școală. Îl avem pe Ezechia, cel bolnav și greu încercat. La un moment dat plânge, știe că îi se termină viața. Domnul îi spune așa, ți-am văzut rugăciunea și lacrimile. Și pentru a nu crede că te vindec pentru că astea mă determină pe mine, ci îmi determină inima de tată, să-mi exerci suveranitatea. Domnul îi spune așa, eu te voi izbăvi și eu te voi ocroti cu cetatea ta cu tot, din pricina numelui meu și a consimțământului, a robului meu David, îi explică. Eu, că sunt suveran, te vindec. Se face bine, prietenul nostru, dar când încă era bolnav, împăratul Babilonului, auziți cum sună, Babilon, vă dați seama dacă Babilonul sună într-un fel, cine era împăratul Babilonului? Un păgân, un anticrist, un păcătos. Se interesează de boala lui. Și îi face o vizită curtoazie, știți? Cum se întâmplă și cu noi. Se împrietenește cu tine un om valoros al lumii ăsteia. Foarte bine. Dar ce face? Vine și din omul încercat, greu încercat și bolnav cum este Ezechia, vedem un Ezechia fudul, lăudoros și mândru. Și arată tot, țineți minte, da, episodul, arată tot averea, se laudă, vine Isaia și spune, ce ai făcut? I-am arătat tot, n-a rămas nimic să nu-i arăt, să și mândrește cu asta. Isaia îi spune, uite care treabă. Va veni Babilonul și îți va lua copiii și va face famene. Îți va lua toate averile astea și tot ce ai tu pe aici. Îți va termina tot. Și ai putea să zici că ăsta pică iar în genunchi, să jelește, smulge părul și spune, ce am făcut? Am lucrat ca un nebun. Auzi ce spune el. Ezechia răspunde lui Isaia așa. Cuvântul Domnului pe care l-ai rostit pentru mine este bun. Cum? Este bun. Și a adăugat, spune Scriptura, că își va fi pace și liniște în timpul vieții mele. După mine potopul. Omul care a avut în față 5475 de zile de trăit și care știa că după ce se termină ața de pe Mosor, el își vine și face și pe mândru și îi spune, a, după mine potopul. Eu nu vreau să-l cer prea mult pe Ezechia, ci vreau să văd dacă cumva unul din noi ne identificăm cu el, înțelegeți? Că Domnul ne-a spus, când se va termina timpul, eu voi pune punct. Aveți grijă. Ezechia oportunist. Îmi place să cred că a trăit bine, pentru că există un verset în 2 Cronici 32 care spune că Ezechia a dormit cu părinții săi, l-au îngropat în cel mai bun loc, în locul fiilor lui David, și spune că tot Iuda și Ierusalimul i-au dat cinste la moarte. Îmi place să cred că s-a pocăit. Îmi place să cred că a mers bine. Vreau să citesc din Psalmul 39 un verset care spune așa. Identificați-vă cu el. Îmi arde inima în mine, un foc lăuntric mă mistuie și atunci mi-a venit cuvântul pe limbă și am zis, Doamne, spune-mi, care este sfârșitul vieții mele? Care este măsura zilelor mele? Ca să știu cât de trecător sunt. Și parcă Duhul începe să-i răspundă și tot el vorbește. Da, știu, toate zilele mele sunt cât un lat de mână. Viața mea este ca o nimica înaintea ta. De aceea, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ține. Amin. Este ireversibil, spuneam. Nu se mai întoarce. Ceea ce oferă o importanță vitală. Adun, Doamne, anii tinereții, să mai văd iar viața. Știți cântecele populare care le știți? Dăm, Doamne, viața. Dați-i să vede ce versuri sunt în lume. Viața are două caracteristici, spuneam cuiva odată și vreau să comunicăm acest lucru adunării. Viața este unică și merge pe sens unic. Ea nu este dublată de o sora ei, și nici nu merge pe interzis. Ea merge numai într-un singur sens și este unică. N-am două vieți. Mă gândeam așa câte lucruri pot fi recâștigate în lumea aceasta. Păi pot. Cu ce? Cu ambiție, cu sârg, cu corectitudine, consecvență, cu inteligență, cu studiu, cu unire de forțe. Poți să recapezi multe lucruri. Multe lucruri poți recapăta, începând de la avere, poate chiar și sănătatea câteodată, că ești conștiincios, cu alimentație și cu o disciplină. Multe lucruri le poți recapăta. Dar poți căpăta și poți recăpăta vreodată timpul cu toate aceste virtuți? Sunt un om corect. Sunt un om deosebit. Sunt un om... Poate să-ți dea cineva timpul înapoi? Niciodată.
Dar eu vreau să vă provoc la altceva, că asta a fost doar așa de introducerea asupra, poate să dea cineva timp înapoi. Eu mi-am spus așa, dacă am constatat că am folosit tot timpul vieții mele pentru faptele întunericului și pe urmă ar veni o pocăință cum s-a mai văzut, autentică, în sac și în cenușă, cu lacrimi, pe care Dumnezeu o laudă. Deci dacă aș avea această nestemată pocăință, aș putea să-mi recuperez timpul înapoi? Nu! Și vă dați seama cât de periculoasă este problema ireversibilității timpului. Până și pocăința autentică nu-ți mai poate da înapoi timpul. Pocăința autentică care salvează sufletul din ghienă și îl duce la sânul lui Avram, la sânul lui Hristos. Până și pocăința aceasta, care este o nestemată a coroanei creației, nu-ți poate da timpul înapoi. Dar poate face ceva. Poate să-l răscumpere. Nu ți-l poate reda, ci ți-l poate răscumpăra. Dar pe care timp? Pe la trecut? Nu. Pe viitor? Tocmai de-aia uite bine în buzunare, uite bine în mâini. Uite bine peste tot și vezi ce mai ai și cu ce ai, cu ce ți-a rămas în căușul mâinii. Cu ăla poți face mai multă treabă decât cu toată mizeria de timp pe care ai pripătit-o aiurea. Pentru faptele întunericului. Dacă ai 80 de ani acum, să zicem, și pentru prima oară auzi cuvântul lui Dumnezeu, chiar de-ar fi așa și spui că toată viața ta este un timp pierdut la gunoi, cu ce e aici, cu ce ți-a mai rămas, cu ziua de azi, poți câștiga cerul. Vă dați seama ce valoare este timpul folosit într-un mod răscumpărat din punct de vedere biblic? Domnul să ne țină cuvântul său în minte treasă. Spune așa o strofă, mi-am scris-o pentru dumneavoastră, nu știu toată poezia, am găsit și mi-am amintit decât strofa asta. Cu mâine zilele-ți adaugi, cu ieri viața ta o scazi și ai cu toate acestea în față de apururi ziua cea de azi. Asta mai ai în căușul palmei, ce mai ai? Nu știa că mâine de ziua de mâine ți-aparține. Pentru cei care n-au făcut un legământ cu Domnul și poate sunt oameni pe biserica noastră sau pe internet, îi îndemnăm să se împace cu Dumnezeu și să se împrietenească cu Dumnezeu la cruce. Să-și dea întâlnire cu Hristos la cruce. Iar pentru cei care au făcut legământul cu Hristos, să se țină bine de legământul ăsta și să folosească ce mai au în căușul palmei. Ce au mai găsit prin buzunare din timpul ăsta care a fost irosit, cum a fost pentru slava Domnului, gloria cerească și mântuirea sufletelor lor. Vă amintiți, apropo de nu mai am nimic, când Ilie se duce în Sarepta? Vă amintiți că spune că n-am decât un pic de făină în oală și trei linguri de unt de lemn în altă oală. N-am! Voi face o turtă, mănânc eu și copilul și gata, murim! Și Ilie spune, mă, cu cât ai? Atât, cât ai tu în căuși aici? Oala a început să dea făină de nu s-o mai oprea, ulciorul a început să dea un de lemn de nu s-o mai oprea. Nu spune nimic că vei trăi tinerețe fără bătrânețe, nu la asta vreau să fac referire, ci vei trăi timp valoros aici, care se va extinde veșnicie, dacă folosești puținul care mai ai, cu Hristos Domnul. Amin. Spunea aici, mi-am notat, pentru că mi-am uitat în minte, când a fost invitat fratele Mihai Cipașiu, care am înțeles că în tinerețe a fost și dumnealui și familia dumnealui, a fost membru în biserică. Și mi-a plăcut mult ce spunea dânsul, pentru că mi-a adus aminte că și eu știam într-un alt context povestioara aceasta, care este o relatare de fapt. Un bunic s-a strâns în jurul lui familia și i-a spus, la mulți ani, la mulți ani, cum ne-a spus și dumneavoastră, frate, la celor care erau scris și în pliculețe, mulți ani, bunicule. Și bunicul a zis, taică, mulți au fost, acum mai e cât în cap în căușul palmei. Nu mai poți să-mi spui la mulți ani. Au fost mulți. Eu mai am puțin. Și nu pentru că-s bunic, pentru că nu știu, este ireversibil, nu se mai toarnă, nu știu ce mai dă Domnul pentru mâine. Să trăim frumos ca în timpul zilei. Și patru, spuneam, este determinant. Pentru veșnicia viitoare care n-are multe variante. Decât rai sau iad. Cu Dumnezeu sau fără. Nu există zone gri. Acum, tinerii știu și cred că nu numai tinerii. Acea expresie din engleză, dar o să spun în românește, care spune, fă o să conteze. Țineți minte? Make it count. Fă o să conteze. Sau, dăm cea mai bună lovitura ta. Give it the best shot. Să fie cea mai bună. Asta mă duce, dincolo de expresie de asta hollywoodiană, mă duce cu gândul, mă, ți-am dat decât o viață. Fă o, mă, să conteze. Ți-am dat o singură viață, o singură lovitură, o singură săgeată, un singur glonț. Fă-l să conteze. Nu pentru alții. Cu toate că e bine, ne vom influența unii pe alții. Vom influența copiii, vom influența soția, frații. Fă să conteze pentru binele veșnic al sufletului tău, că nu e egoism ăsta. Folosește-o să salvezi sufletul de la moarte.
Să fii cu Hristos o viață întreagă. Fă să conteze. N-ai multe variante. N-ai decât rai sau iad. Există folosirea aceasta judicioasă a timpului, spun oamenii. Și când îți folosești judicios timpul, ai parte și de timp pentru relaxare și pentru servici, pentru familie, știți? Speakerii motivaționale învață cum să facem în 10 pași să ne ajungă timp. Că 24 de ore avem toți. Deci nu știu cum au alții 25, nu. Sau cum spun unii că nu le ajunge timpul, că toți avem 24. Dar vedeți, judiciosul ăsta, pregătirea asta frumoasă a timpului, n-are efecte numai asupra banilor mei, sănătății mele, serviciului meu. Are un impact veșnic. Cum și folosirea nechipzuită, firească, în sens biblic firească, și păcătoasă a timpului meu, îmi va aduce și stricarea sănătății și a relațiilor cu dumneavoastră și voi avea și haos în viață și voi pierde și sensul vieții și nu o să mai am nici scop în viață, dar va avea impact veșnic. Asta ar trebui să mă îngrijoreze. Cel mai mult. Pentru că, vedeți, de cele mai multe ori e paralelismul ăsta în Scriptură. Măi, vezi cum faci să fie bine. Ce semeni seamănă omul, aceea va și culege, va secera. După faptă și răsplată. Foarte ușor creștinii sunt duși în eroare și ajung în acel periculos curent filozofic determinism. Totul e ciclic, se determină una pe alta, știți? Nu, Dumnezeu nu există, lucrurile se termină. Dar, de fapt, noi vedem ceva, frați și surori. Vedem în ceea ce omul face cu timpul lui, aceea va secera în veșnicie, vedem dreptate de Dumnezeu aplicată. Vedem dreptate de Dumnezeu pentru că e corect să fie așa. Întunericul va atrage și mai mult întuneric și va oferi întuneric. Este logic să fie așa. Nu putem să-i spunem Dumnezeu că este un Dumnezeu rău și că dă cu parul. Că e un Dumnezeu care dă cu nuiaua, că e un Dumnezeu... Nu! Spune că e un Dumnezeu drept. Și cea mai mare dreptate a Dumnezeu s-a văzut unde? La cruce. Când i-a spus, păi stai puțin, ce dreptate e asta să-L omoare pe Hristos, care n-avea păcat? S-a făcut păcat, s-a făcut blestem, s-a lăsat atârnat între cer și pământ, pentru ca tu și eu să putem spune, sunt iertat. Sunt iubit, sunt iertat. O veșnicie întreagă. Cauză și efect, cum spuneam. Uitați, dau exemple, în Romani 8. Spune așa, El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Vedeți, paralela spune așa, dacă ți-a dat pe Fiul, într-o logică divină, logică duhovnicească, dacă a făcut gestul la Dumnezeu, s-a întrupat să fie pentru tine, cum nu-ți va da și oportunitatea trăirii unui timp pentru El? Acum rămâne de tine ce faci cu El. Dumnezeu întotdeauna îți dă viața și moartea. Binele, alege ca să trăiești. Fă ceva cu el. Un alt exemplu spune așa. Cine este omul acela dintre voi care dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? A și B, da? Iarăși. Sau dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe. Și acum începe iar comparativul. Deci dacă voi sunteți răi și știți să dați lucruri bune copiilor voștri, iată varianta A, atunci în contrapondere, cu atât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri, vă va da lucruri bune celor ce îi le cer. Vă va da un timp bun. Avem asigurarea că putem trăi timpul. Depinde de noi. Ajută-ne, Doamne Iisuse. Totuși, și vreau să subliniez pentru a nu înțelege că viața și timpul petrecut aici pe pământ este despre obținerea raiului și atât. Nu mai contează ce faci aici. Dacă stai în vârf de munte sau stai într-o biserică sau nu, sau stai acasă și nu participi la biserică și nu te pocăiești, nu contează. Ideea e să trăiești o viață frumoasă pentru a avea parte de rai. Nu. Viața și timpul petrecut pe acest pământ este despre a trăi pe acum în palatul prezenței eterne a lui Dumnezeu. În fiecare zi. Noi suntem cetățeni ai cerului de acum. Buletinele noastre s-au făcut acum. Nu se vor face atunci. Atunci vor fi în gloria cerească. Dar noi de acum. Știți că mai glumeam o dată într-o seară la tine și spuneam, da, îmi place să spun că trăiesc cu capul în nori. În sensul în care eu sunt aici și capul e la Domnul. Mi-aș dori să trăiesc așa. Nu mi este mereu așa este. Și convins că nici dumneavoastră. Dar de-aia avem pocăință peste pocăință. Închei și spun așa. Domnul Iisus Hristos la cruce a câștigat pentru noi viață, pentru că noi eram morți spiritual. A câștigat mântuire, care putea fi obținută numai printr-o jertfă desăvârșită. A câștigat salvare de pedeapsă și chin veșnic. În urma unei judecăți drepte. Nu că are obraz Dumnezeu față de noi, nu, e drept. L-a omorât pe Hristos ca să poți să scapi tu de chin veșnic și pedeapsă veșnică. A căpătat pentru noi la cruce Domnul Iisus Hristos neprihănire, pentru că asta este starea de dreptitudine pe care o avem când plecăm de la cruce, pentru că ne-am dus cu mizerile noastre acolo.
Și am dat celui ce n-avea, decât neprihănire. Și ne-a luat neprihănirea lui și ne-a lăsat mizerii la cruce, ca să poată să moară el, să putem să trăim noi. Domnul Iisus Hristos la cruce a câștigat pentru noi raiul și împărăția lui Dumnezeu, pentru că vom vedea pururea fața lui Dumnezeu, cum văd îngerii acum, pururea fața lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a câștigat la cruce pentru noi o poziție nouă și un statut nou. Că spune în 1 Ioan 3:1, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Și aud de multe ori citit versetul acesta ca și cum ar fi o întrebare. Vedeți ce dragoste? Dar acolo nu. Spune, vedeți, uitați-vă, înțelegeți. E un îndemn. Priviți bine și înțelegeți. Vedeți, uitați-vă. Sunteți copii de Dumnezeu. Ce esență aveți în voi? Domnul Iisus Hristos a câștigat la cruce pentru noi bogăție spirituală. Ni se spune în Scriptură că suntem împreună moștenitori cu îngerii. Nu! Cu Hristos, Domnul! Deci mă zbârlesc tot să mă gândesc că am un testament în alb și toată bogăția Fiului Dumnezeu va fi părtaș cu mine, vom fi împreună moștenitori cu El. Wow! Asta a câștigat Hristos la cruce pentru noi. La cruce Domnul Iisus Hristos a câștigat o nouă gândire, pentru că născuți din nou, născuți încă o dată, știm să judecăm duhovnicește. Dar vreau să subliniez și cu asta închei. Iisus Hristos Mântuitorul, la cruce, a câștigat pentru noi, știți ce? Timp! Și n-a mai câștigat încă 15 ani ca la Ezechia. Că poate o fi mai puțin. Sau poate o fi mai mult. A câștigat timp. Și atunci cineva s-a ridicat din sală și ar spune sceptic. Dar stai puțin. Nemântuit fiind, în suveranitatea lui Dumnezeu n-a dat aceeași capacitate și aceeași măsură, aceeași cantitate de timp și celor răi că El e suveran. Ba da! Dar noi am câștigat, în numele lui Iisus Hristos, altă calitate a timpului, altă posibilitate, altă oportunitate, altă putință de a trăi timpul, astfel încât acesta să fie, spuneam, pentru gloria Lui, pentru părăția Lui Dumnezeu și salvarea sufletelor noastre. Asta a câștigat Hristos la cruce. Capacitatea de a momentul în care îl cunoști, timpul ăla să fie veșnic. Păi stai puțin că o să trăiesc câțiva și o să părăsesc trupul. Va fi veșnic, va fi cu impact veșnic. Va fi veșnic pentru că El a zis, vreau ca omul să trăiască cu mine și pentru asta trebuie să fac ceva, să moară o jertfă desăvârșită. Nu am de unde să iau. S-a uitat la El și a zis, ba da, eu sunt. Pentru că n-avea pe ce să jure mai mult, a jurat pe El. Acesta e Dumnezeul nostru care ne oferă timp să-L trăim cum se cuvine, frați și surori. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.